Yummy, 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 informații cu dulceață! Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog! Astăzi vreau să discutăm puțin despre Casa Iubirii, dar vreau să vă și prezint rețeta mea de clătite de aici, bineînțeles. Înainte să pornim acest vlog, vă rog frumos să apăsați pe butonașul de like, pe subscribe și să distribuiți vlogul. Vă pup și vă mulțumesc pentru acest lucru. Hai să trecem mai departe, da? Așadar, pentru compoziția acestor clătite proteice, după cum îmi place mie să le spun, o să folosesc proteina de la XS, cea mai bună proteină de pe piață. O puteți comanda din magazinul meu M-Way de pe Instagram, găsiți link-ul acolo. 3 ouă, lapte, unt de arahide, fulgi de ovăz și miere. Evident că vă voi arăta și finalul, dar până atunci, hai să discutăm despre gala de mâine, puțin, 11 februarie. Evident, Patrick din nou este câștigătorul cecului pentru a treia oară. Lucruri care l-au ridicat pe Patrick, probabil, din start, după cum v-am spus de atâta timp, a fost faptul că el a participat în sezonul 2, da? Faptul că a participat în sezonul 2 l-a ajutat foarte mult, deoarece nu pornesc toți cu aceeași șansă, deși lucrurile astea s-au vehiculat și s-au spus în casă cum că toți ar fi egal, dar nu, nu toți sunt egal, unii beneficiază de anumite surplusuri de, cum să zic așa, propulsie. Patrick este cel mai mare beneficiar, ca să zic, de acolo. Și al doilea lucru este faptul că l-a salvat pe Laurențiu și lumea a empatizat cu el. Dar eu spun că acolo a fost doar o modalitate de a-l ridica pe el, pentru că nu avea cum să nu renunțe la cec. Nu exista așa ceva, pentru că își lua hate din tot online. Această informație este una 100% din sursă sigură. Patrick va câștiga cecul mâine. Vedem ce se va întâmpla în episodul următoare, săptămâna ce urmează. Nici Robert nu stă prea bine din cauza lucrurilor care s-au aflat despre el, deși era într-o creștere foarte, foarte mare. Poate publicul se va supăra puțin pe Patrick și vom vedea și alți câștigători începând de săptămânile viitoare, ca să zic așa, pentru că jocurile astea lui cu Larisa și cu Virginia, care le-a avut la început, nu o să fie pe placul tuturor. Larisa a fost în casă și sezonul trecut și nu a băgat-o în seamă absolut deloc. A preferat să se joace cu Cristina, un pupic aici, un pupic acolo, spunând că Larisa nu este genul lui, pentru că nu este o fată finuță, nu este o persoană caldă. Acum, brusc, dintr-o dată, după jocurile cu Virginia, îmi place Larisa, m-am înnebunit după Larisa. Na, nu știu, lumea va observa lucrurile astea și probabil vor fi și alții. Cam asta este despre emisiune. Hai să trecem mai departe, să facem compoziția pentru clătite și să facem 2-3 clătite acolo. Yummy! Cam așa arată clătitele noastre. Ele nu sunt arse. Culoarea asta e dată de mirea de albină pusă în compoziție și de proteina de ciocolată. Uite ce frumos se fac aici. Le facem așa straturi, după le facem ori cu gem, ori cu cioco, ori cu unt de arahide, după preferințe. Deci uite așa, da? Uite așa. Putem să o facem așa sau în straturi americane, cum îmi place mie. Ia uitați aici. Facem așa. Uitați-mă cât e de pufoasă. Uitați-mă cât e de pufoasă. O zi bună tuturor. Vă pup din suflet și ne vedem data viitoare, da? Pupici.